Se presupune că romanii sărbătoreau începutul de an odată cu intrarea în luna Marte, deci în luna zeului războiului. De aici, practic, și transferul către martie, așa cum cunoaștem astăzi, iar cetățenii purtau mici obiecte de podoabă vopsite în alb și roșu. S-au descoperit în localitatea Schela Cladovei asemenea obiecte îngropate care, odată curățate, au scos la iveală vechimea de aproximativ 8.000 de ani. Mai mulți elevi ai Liceului Tehnic Ioan Ceștefănescu din Iași au aflat povestea mărțișorului într-un mod inedit. Aceștia au fost așteptați în Târgu Cucu de tramvaiul mărțișorului, iar președintele Asociației Tram Club Iași le-a spus istoria acestei străvechi tradiții. Marcăm sosirea primăverii la Iași printr-un eveniment cultural găzduit de tramvaiul Mărțișorului. Ne-am reunit astăzi pentru a împărtăși elevilor și tuturor ieșenilor informații despre originea sărbătorii Mărțișorului. A fost foarte complex, interesant. A fost lucruri pe care nu le știam despre Mărțișor și toate alte legende pe care le-a spus domnul profesor. Mi-a rămas în minte legenda cu baba Dochea, care avea o fică și a trimis-o să spele lâna care era neagră. Din cauza acestor povești ne place mai mult Mărțișorul. Primim cu drag aceste sărbătoare. Este al patrulea an în care compania de transport public din Iași organizează evenimentul dedicat istoriei Mărțișorului. În plus, elevilor le-a fost oferit câte un mărțișor personalizat. Suntem bucuroși să găzduim un nou eveniment în tramvaiul Mărțișorului. În această lună în care sărbătorim semnificația acestuia, semnificația Mărțișorului, noi păstrăm tradiția, o promovăm și invităm pe ieșeni să se bucure de ceea ce oferă transportul public ieșean. Evenimentul a fost realizat în colaborare cu Biblioteca Județeană din Iași. În acest frumos proiect, noi l-am intitulat Tradițiile Iașului, este un proiect prin care dorim să scoatem în evidență tradițiile de aici, din zona județului Iași. Și ne bucurăm că domnul profesor Silviu Stanciu ne susține. La sfârșitul prelegerii, elevii au plecat în călătorie cu tramvaiul Mărțișor. În timpul plimbării au aflat istoria principalelor atracții ale Iașului.